Iisus s-a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată că i-au adus un slăbănor care zăcea într-un pas. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănorului: îndrăznește, fiule, păcatele sunt iertate. Și iată că unul dintre cărturari au zis în ei înși: omul acesta hulește. Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis: pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Pe ce este mai lesne? A zis: iertate sunt păcatele, sau a zis: spoală-te și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, spoală-te, a zis el slăbănogului: ridică-ți patul și du-te acasă. Slăbănogul s-a sculat și a dus acasă. Când au văzut noroadele lucrurile acestea, s-au înspăimântat, s-au slăvit pe Dumnezeu care a dat oamenilor o astfel de putere. Amin. Textul nostru se vorbește despre vindecarea unui slăbănog. Greu ar fi fost pentru ucenicii Domnului Iisus, pentru Domnul Iisus, dacă atunci când l-au adus slăbănogul la Domnul Iisus, Domnul Iisus nu l-ar fi vindicat, nu l-ar fi băgat în seamă. Sigur că fariseii, cărturare, ar fi făcut foarte mult caz de lucrurile acestea, dar și zis: ce pierdeți timpul degeaba? Ce mai mergeți degeaba după Hristos? Nu este El Hristos, nu este El Mântuitorul. Dar faptul că Domnul Iisus a vindicat pe slăbănogul acesta i-a derutat în întregime, și cărturari, și farisei. Mulțimea a ajuns să fie înspăimântată de puterea aceasta mare a lui Dumnezeu și, într-adevăr, s-a putut constata că Domnul Iisus corespunde oricăror probleme, oricăror stări în viața fizică a omului sau în viața duhovnicească a omului. Domnul Iisus, într-o împrejurare, a zis: eu sunt. Dumnezeu a spus același lucru lui Moise: du-te și spune lui Faraon că eu sunt. Faptul acesta este de mare însemnătate pentru noi. Dacă noi, pe lângă cuvântul acesta, eu sunt, adăugăm problemele noastre, greutățile noastre, ispitele noastre, atunci, într-adevăr, îl cunoaștem pe Domnul Iisus, pe Dumnezeu, care zice că eu sunt. Dacă cineva stă în întuneric, Domnul Iisus zice: eu sunt lumina lumii, eu sunt lumina ta. Dacă cineva e rătăcit în păcate, Domnul Iisus zice: eu sunt calea. Dacă cineva e pierdut în mijlocul lumii, Domnul Iisus zice: eu sunt Mântuitorul tău. Dacă cineva este zdrobit fără nicio nadejde, Domnul Iisus zice: eu sunt păstorul cel bun. Dacă cineva n-are niciun ajutor pe pământul acesta, n-are tată, n-are mamă, singur în mijlocul lumii acesteia, Domnul Iisus zice: eu sunt prietenul tău cel bun. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Dacă cineva n-are bucurie, n-are pace, Domnul Iisus zice: eu sunt pacea și bucuria ta. Adică Domnul Iisus, descoperit de Evanghelie, arată că El este Alfa și Omega. Adică, cum în limba greacă, începutul alfabetului, sfârșitul alfabetului, includ, într-adevăr, toată cultura greacă, civilizația lumii, așa și Domnul Iisus. Pentru sufletul nostru, pentru noi, există totul. Domnul Iisus se trezește față în față cu slăbănogul acesta. I-a spus: este bărbat, un slăbănog. I-a oferit un slăbănog. Ca și când i-ar fi zis: poftim, aici e creatura ta, poftim omul pe care l-ai creat. Da, așa este, un slăbănog. Când oamenii n-au ce face cu cineva, n-aveau ce face cu cineva, atunci îl aduceau în fața Domnului.
Era un om care era plin de duhuri rele, în Ținutul Gadarului. Au încercat toate felurile, oamenii de acolo, dar n-au putut face nimic acolo. Dacă le legau cu lanțuri, rupeau lanțurile. Dacă le închideau, rupea zăboarele unde era închis el. Locuia în morminte. Domnul Iisus s-a întâlnit cu omul acela. Se spune Sfânta Scriptură că el a ajuns să se potoli, să liniștit la picioarele Domnului Iisus. Iar oamenii s-au îngrosit de lucrul acesta. I-au adus Domnul Iisus, sau Domnul Iisus a fost chemat la un mort, bolnav de 4 zile, 3 zile pe-a 4. N-aveau oamenii ce să mai facă. Însuși, rudele de aproape mortului ziceau, Doamne, miroase greu, nu vei avea spații cu el. Nici cei mai mari pricepuți, nici astăzi n-ar mai avea spații cu un astfel de caz. Domnul Iisus a fost viu de mormânt. I-au adus la Domnul Iisus un mut, sau un mort. I-au adus la Domnul Iisus un slăbănog. Nu mai aveam nimic ce mai face cu el. Da, când l-au adus în fața Domnului Iisus, Domnul Iisus l-a vindicat și a făcut să vadă slava lui Dumnezeu în viața lui. Poate ai tu cazuri în familia ta, poate ai cazuri între prietenii tăi, poate ai cunoștințe de aproape care nimeni nu mai poate face nimica. Adă-l la Domnul Iisus. Roagă-l pe Domnul Iisus ca să arate slava Lui în viața omului acestuia. Să vei vedea slava Lui Dumnezeu. Problema s-ar pune, de ce nu i-au adus la Domnul Iisus pe oameni păcătoși? Nu i-a adus. Nu vedem în Sfânta Scriptură că au adus un păcătos mare. Un om care era plin de cele mai mari păcate, care era o infecție pentru statul lui, pentru regiunea lui. Și oamenii păcătoși nu i-au adus. Pentru că omul are libertatea ca să trăiască în cele mai mari păcate sau are libertatea să trăiască viața cea mai frumoasă, cea mai curată. Matei, când a venit la Domnul Iisus, a chemat pe prietenii lui buni să vină la el. Domnul Iisus era în mijlocul lor. Ce frumoasă imagine! Însă, la slăbănogul acesta, Domnul Iisus vede un lucru foarte frumos, ca și la prietenii lui. Zice, Domnul Iisus a văzut credința slăbănogului. Credința, și-a zis slăbănogului. A văzut credința. A văzut credința. Mare lucru a văzut Domnul Iisus. Ceilalți oameni ce vedeau? Vedeau că chinuiau pe un om din răsputeri, patrului de atunci era un fel de cerceat mare, îl trageau după el, prin hârtoape, printre dealuri, el susținea, se baicara, îl aduceau spre Domnul Iisus. Ce vedeau ceilalți oameni? Vedeau cum îi chinuit un om în drumul lui spre Domnul Iisus. Vedeau sudorile cum cad de pe oamenii aceștia. Poate unii au zis, ce nesocotință mare, ce chin mare, ia uite ce chinuiesc bietul om degeaba, nimeni nu-i mai poate face nimica. Poate vedeau pe el numai zdrențe, că ceilalți ziceau, mai bine la acela stat acasă. Dar Domnul Iisus vede delegația aceasta care vine în fața lui. Vede pe oamenii acestea care aduc slăbănogul acesta în fața lui, rupt de oboseală. Un om de jumătate mort, da. Domnul Iisus vede credința acestor oameni care n-au pricopestit comoditatea lor. Nu-i ușor să aduci un bolnav. Mai zilele trecute am ajutat un bolnav de pe la etajul 2-lea să se coboare jos. Când am venit acasă îmi făcea impresia că mâna mi era sprintită. Dar dacă ar fi trebuit de la dus mai departe, da, ce greu ar fi fost. Domnul Iisus primește delegația aceasta frumoasă. Zice Domnul Iisus într-un loc, în 2 sau 3,
stăunesc să ceară un lucru, li se va da lucrul acesta. Ce frumos, pentru 3-4 surori, cum am auzit într-un loc, au o zi, o oară în care se roagă pentru copiii lor, pentru soțul lor. Ce frumos este! În o delegație de mai multe surori sau de mai mulți frați vin în fața Domnului Iisus cu o problemă. A văzut credința lor. Ceilalți vedeau jale, vedeau durere, vedeau amărăciune, vedeau strânță, vedeau un om jumătate mort, iar Domnul Iisus privind în fața lor, a văzut credință. Ce frumos! Ca să adune la rugăciune câteva suflete stăroase, pentru cineva acolo trebuie credință. Trebuie să lași comoditatea, trebuie să lași la o parte odihna ta, trebuie să lași la o parte treburile tale, să vii în fața Domnului Iisus. Să vii în fața Domnului Iisus o problemă. Ai un soț necredincios? Fă-ți un pic de timp cu alte suflete serioase să vină în fața Domnului Iisus. Fă-ți timp pentru așa ceva. Delegația ta sau surorile care te vor însoți înaintea Domnului Iisus cu problema aceasta, vezi vedea răspunsul care te-l va da. Ai o soție necredincioasă, care blastămă, care înjură, care îți face zile fripte. Găsește 2-3 cu care să vii în fața Domnului Iisus. Domnul Iisus îți face invitația aceasta. Dacă 2 sau 3 se vor uni împreună, se vor cere ceva de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da. Dar n-ai timp săraca de tine, da? N-ai timp săraca de tine, dacă n-ai timp. N-ai timp să vii la Domnul Iisus într-o delegație. Dacă ar fi vorba ca soțul tău sau soția ta să fii scoasă din servici, în data aia de timp să mergi într-o delegație în dreapta sau în stânga. Dar pentru sufletul bărbatul tău, lasă să putrezească în păcat. Pentru sufletul soției tale, lasă să putrezească. Are milă Dumnezeu de tine, frumos, tare frumos. Și cum te aranjează de tine lucrul acesta? Așa te aranjează nepasarea ta, dar cheala ta este strigătoare la cer, așa cum se pune despre păcatul Sodomii și a Gomorii, zice, a ajuns strigător la cer prin nepasarea lor, prin răceala lor. Se mai zice ucenicul Domnului Iisus, când îmi las pe soțul tău să doarmă, să putrezească în păcate, sau pe soția ta, sau pe soția ta să stea în nepasare. Oamenii aceștia au venit la Domnul Iisus. Domnul Iisus a văzut credința, a văzut diamantul acela frumos, strălucitor, în ochii lor, în privirea lor, în efortul lor, în jertfa lor, frumos a văzut Domnul Iisus. Ce vrea să vadă Domnul Iisus la tine ceva? Pentru mama ta, pentru fiica ta, ar vrea să vadă ceva Domnul Iisus la tine. O leacă de viață. Dar cum a văzut Domnul Iisus credința? Cum a văzut credința? Era eforturile care le faceau sufletele acestea ca să-L aducă pe slăbănog în fața Domnului Iisus. Despre Domnul Iisus este o prorocie care zice așa, El nu va stinge fitilul care fumegă. Nu va stinge fitilul care fumegă. Da, nu va stinge. Ce frumos e lucrul acesta. Domnul Iisus răsplătește așa de frumos obosala aceasta. Ia uitați-vă cum Domnul Iisus se adresează slăbănogului acestuia, fiule, fiul meu, zice în alte texte, fiul meu, îndrăgnește, fiule, păcatele tale sunt iertate. Ia uite ce frumos vorbește Domnul Iisus. Păcați de seamă că noi n-avem timp exact pentru ceea ce ar trebui să facem. Ce frumos răspunde Domnul Iisus la o steneală lor, o prietenie frumoasă, dulce, o prietenie scumpă, care îi arată Domnul Iisus, zice, fiul meu, o simpatie frumoasă, arată o recunoștință față de jertfa lor. Aici Domnul Iisus stimulează credința lor ca să crească mai mult, stimulează îndrăzneala lor, zice, îndrăznește, se poate că ei după oboseala aceea mare, când au ajuns în fața Domnului Iisus, se poate că cumva s-au tot încurcat, cumva s-au văzut cumva poate așa neputincioși, s-au simțit cumva așa poate înfrânt de oboseala aceea mare, l-au pus acolo și slăbănogul în fața Domnului Iisus, s-au simțit cumva
Chiar că n-au lepădat sarcina, dar Domnul Iisus îi întărește. Domnul Iisus frumos le vorbește. Fiule, îndrăznește, păcatele tale sunt iertate. Ne place cuvântul acesta pe care îl spune Domnul Iisus când cineva se apropie de Domnul Iisus. Când cineva se apropie sincer de Domnul Iisus, Domnul Iisus are cuvinte dintre cele mai frumoase, cele mai minunate cuvinte pe care Domnul Iisus le spune sufletului omenesc, sunt incluse aici în cuvintele acestea. Iertate îți sunt păcatele. În viața noastră de oameni, așa ca oameni, avem două mari probleme, două linii de mari probleme. O linie a problemelor noastre pământești, fizice, a necesităților noastre. O altă linie a problemelor noastre veșnice. Omul acesta este adus pe linia problemelor temporale, trecătoare, a sănătății. Domnul Iisus răsplătește, trece imediat pe linia veșnică și spune așa, păcatele tale sunt iertate. De fapt, noi oameni venim la Domnul Iisus foarte des, trecem la Domnul Iisus, alergăm la Domnul Iisus, o boală grea, repede la Domnul Iisus, o năcaz mare, repede la Domnul Iisus, o încercare mare, repede la Domnul Iisus. Dar pentru problema spirituală a noastră și a celor dragi noștri, cam aici mai rămânem înapoi așa, mai dăm înapoi. Domnul Iisus când ne zice căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, adică căutați mai întâi să deschideți inima largă Domnului Iisus, inima largă lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu să fie în viața noastră. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Omul acesta n-a căutat mântuirea fiecare. Omul acesta nu vedem că s-ar fi ocupat de problema aceasta, dar acela care cercetează la untul, adânc al vieții, poate despre ori a suspenat ce bine ar fi dacă ar fi ca Moise, ca Ilie, un om curat, fără atâta pete, fără atâta păcate. Cine știe în sufletul lui dorințele care clocoteau acolo? Domnul Iisus însă care știe totul, se vede totul, a putut să zică, fiule, păcatele îți sunt iertate. O problemă în care ar ieși de aici ar fi cam în felul acesta, oare glasul Domnului Iisus a sunat în viața ta în legătură cu iertarea păcatelor tale? S-a spus și Domnul Iisus vreodată, păcatele sunt iertate. Ai zice, mie niciodată așa ceva. Dar ai cerut de la Domnul Iisus lucrul acesta. Ai venit la Domnul Iisus cu păcatele tale ca un nor de mare, dese, ca o ceață, ca niște stânci. Ai venit cu ele la Domnul Iisus. Zice Domnul Iisus, dacă vine cineva la mine, afară, nu-l voi alunga. Dacă ai venit cu ele înaintea Domnului Iisus, fără discuții cu Domnul Iisus, nu te-a alungat, ți-a spus și ție, păcatele îți sunt iertate. Băgați de seamă că Domnul Iisus nu se ocupă de problemele secundare. În legătură cu veșnicia sunt probleme principale, sunt probleme secundare. Corpul nostru e o problemă mai secundară. Problemele în legătură cu corpul nostru e o problemă mai secundară. Veșnicia noastră, o problemă principală. Iertarea noastră, problemă principală. Legătura cu Dumnezeu, o problemă principală. Și Domnul Iisus, dintr-o dată, intră la problema principală. Asta era cu samariteanul. Stadea de vorbă cu Domnul Iisus. Samaritean, ca să principia să vorbească multe lucruri. Dar Domnul Iisus o întreabă, zice, du-te cheamă pe bărbatul tău, du-te cheamă. Atinge problema centrală, du-te cheamă. Eu n-am bărbat, bine ai zis, n-ai bărbat. Zice așa, zice, cinci bărbați ai avut, zice, da, așa este. Și acela pe care l-ai acum, acela nu mai este bărbat, așa este. Aici ai spus adevărul. A atins problema centrală a veșniciei ei, a iertării ei. Da, că femeia aceea s-a predat Domnului Iisus. Oare niciodată
Domnul Iisus n-a pus punctul pe rana băgatului tău? Oare niciodată? Domnul Iisus n-a stat în fața ta cum a stat în fața săbănogului acestuia? Oare niciodată când conștiința te-a apăsat de păcatele tale, niciodată Domnul Iisus n-a avut un cuvânt să spună ție în legătură cu iertarea păcatelor tale? Domnul Iisus caută să asigure pe omul acesta cu păcatele lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Evanghelie, vedem că un singur lucru Domnul Iisus dorește de la oamenii care ascultă Evanghelia. Zice așa la ucenici, duceți-vă în toată lumea, predicați Evanghelia la orice faptură. Cine va crede, se va boteza, va fi mântuit. Cine nu, rămâne pierdut. Da, dorința Domnului Iisus este ca niciunul să nu să piardă, niciunul să nu rămână neiertat. De fapt, cea mai mare bucurie a lui Dumnezeu este aceasta, când poate să zic unui suflet iertate sunt păcate. Cea mai mare bucurie a lui Dumnezeu. Cea mai plăcută veste pe care o poate primi un păcătos este că păcatele sunt iertate. Cea mai mare bucurie pentru cer când se oferă mântuirea, cea mai mare bucurie pentru păcătos când primește darul acesta. Ar fi putut el să zic așa, Doamne, dar n-am nevoie de mântuire, n-am cerut mântuirea, n-am căutat mântuirea, caut altceva. Așa, oamenii caut altceva, cam ce caut în viață. Am nevoie de o cameră bună, de locuință bună să mă căsătoresc. Bun, mai ce caut, am nevoie de mobilă frumoasă. Bun, mai ce caut, am nevoie de un radio bun. Bun, ce mai caut? Am nevoie de o mașină bună, bun, ce mai caut? Am nevoie de un bărbat bun, bun, ce mai caut? Am nevoie de o soție bună, ce mai caut? Da, dar de mântuire mai nevoie. Zice Domnul Iisus așa, căutați mai întâi căutați. Adică primul lucru care îl caută în fiecare dimineață, asigurarea unității cu Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu în viața ta, tronarea lui Dumnezeu în inima ta, mai întâi, iertarea lui Dumnezeu. Ce dorește Dumnezeu să fie în fiecare dimineață? Ca să fie sub ocrotirea Lui, să fie iertarea Lui, ca să fie sub umbra dragostei Lui nemărginită. Foarte interesant că Domnul Iisus are cuvinte pentru prietenii Lui care îl caută, dar are cuvinte și pentru dușmanii Lui care îl dușmănesc. Și a zis Domnul Iisus dușmanilor lui. Ei au zis, ulește omul acesta, ulește. Iisus care le cunoștea gândurile a zis, pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Ce este mai lesne a zice, iertate sunt păcatele, sau a zice, scoală-te și umblă. Domnul Iisus are timp pentru dușmanilor lui, are voie. Da. Conștiați dragul, conștiați bunătate, conștiați blândețe, Domnul Iisus tratează și problema lor. Îi întreabă, de ce aveți gânduri rele? De ce aveți gânduri rele? Nu-i cazul să aveți gânduri rele. Când ascultați iertarea de păcate, când ascultați despre dragostea lui Dumnezeu, îi cazul să aveți lucrurile acestea în inimile voastre. De ce gândiți asta? Să uitați la farisei, să uitați la cărturași, să-i întreabă, de ce gândiți? Acum și cărturarii și fariseii erau zăpăciți la ceară. Grozav de zăpăciți la ceară. Când Domnul Iisus a zis, iertate sunt păcatele fiule, ei s-au îndărțit-o. S-au prăbușit în întregi. S-au gândit ei în felul acesta ca oameni. Au zis, ce înseamnă lucrul acesta? Ce înseamnă? Adică pentru fiecare păcat trebuie să jertfă. Să moară un miel cel puțin adus ca jertfă. Ca să fie junghiat, să curgă sânge, ca acela care a dus în jertfă să pună mâna pe capul dobitocului, pe capul jertfei și în timp ce jertfă să zbatea în sânge, iar flăcările începeau să mistuiască, atunci păcătosul își mărturisea păcatele. El iasă fără nicio jertfă. Pentru jertfă trebuie priul. El n-are nevoie de niciun priul. Pentru iertarea păcatelor trebuie să un templu, o clădire mare, el n-are nevoie de niciun templu.
Pentru iertarea păcatelor trebuie să o lege. El nu are nicio lege. Aceea ce zice el, aceea e totul. El răstoarnă în întregime, prăbușește un sistem religios pe care Dumnezeu l-a dat pe final. Oamenii acestea au ajuns să-și deie seama că într-adevăr s-a schimbat ceva. Aici e o rătăcire mare sau aici e ceva ce mintea lor nu poate să înțeleagă. Bunește au gândit ei, bunește. Adică un om care zice că el, ca Dumnezeu, iartă orice păcat și orice fără de lege. Într-adevăr, rătăcirea gândirii lor stă în faptul că ei ar fi trebuit să-L întrebe pe Domnul Iisus. Mamă, la murire, întreabă pe Domnul Iisus. Întreabă pe mucinica Domnului Iisus. Întreabă pe cineva. N-ai părinte, întreabă. Nu-i nimic dacă înveți. Dumnezeu nu se supără. Că un om întreabă, da, nu se supără. Are frumos cum un om al lui Dumnezeu zice așa, Doamne, n-aș vrea să mă cert cu tine, n-aș vrea să mă cert, dar vreau totuși să te întreb din ce cauze miștei care trăiesc în pace, să bucură de toate lucrurile și eu, să arat din minute și nevenia, cinduit, patrucolit, într-una, ce înseamnă în orânduirile tale lucrurile acestea. Nu s-a supărat Dumnezeu. I-a răspuns frumos, l-a lămurit omul acesta lui Dumnezeu. Dacă l-a fi întrebat Domnul Iisus, Doamne, cum vine lucrul acesta, că zici iertate, îți sunt păcatele tale, cum zici lucrul acesta? Și Domnul Iisus i-a explicat, zice, până la Moise a ținut legea și prorocii, de atunci încoace împărăția lui Dumnezeu se deserve. Și eu sunt trimisul lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor voastre. Aceea ce a zis Dumnezeu în Isaia 44, eu cer fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceasă. Aceea fac eu acum cu aceia care vin la mine. I-ar fi explicat și profeția de la Isaia 42 cu 21 în care zice că Domnul a voit ca să vestească o neprionire mare pentru toată omenirea. Aceea vestesc eu acum neprionirea aceasta mare, o cază în picioare, sau o primesc, o bazucurie, sau o primesc neprionirea aceasta. Domnul Iisus este gata ca să dea iertare lui Dumnezeu. Ia să vedem acum ce-i mai greu să zici? Ce este mai lesne, mai ușor, ce-i mai greu? A zice, păcatele sunt iertate sau a zice, scoate și umblă acestui slăbănor? Ce-i mai lesne a zice? Gata, ei erau încuieri, ce să mai zice? Dintr-o dată, cei mai mari înțelepți al lui Israel, dintr-o dată, s-au oferit și-a rămas nimic de mine. Dintr-o dată, la o singură întrebare, gata a fost, n-am mai discutat niciunul. I-a întors în Dumnezeu, dintr-o dată i-a prăbușit, înțelepciunea lor n-a mai rămas nimic. Și zice Domnul Iisus, ca să știți că Fiul omului are autoritatea divină pe pământ să ierte păcatele, ține zic, a zis la locului, scoară de ies patru de acasă. Dar dintr-o dată i-a încuiat, așa e. De multe ori, că ne-i vorba, nu trebuie cineva, tu de ce nu te întrebi la Domnul Iisus? Dar văd ce cu tare și tare, așa știi. Dar tu de ce nu te întrebi la Domnul Iisus? Din cauza lucrării și a lucrării așa. Nu, dragul meu, nu este adevărat. Domnul Iisus, în ziua judecății, într-o secundă va face ca toate acestea să dispară pentru totdeauna, orice motiv să dispară din mintea oricărui. Au mai venit o dată la Domnul Iisus, l-au întrebat anumite lucruri. Domnul Iisus iarăși le-a pus o întrebare. Botezul lui Ioan vine din ce sau de pe pământ? Și ei iarăși în perecțiunea lor s-a prăbușit pe deplin. Ziceau ei, dacă zicem că din ce, ne va întreba imediat, de ce nu v-ați botezat? Dacă vom zice, de pe pământ, oamenii vor lua pietrele și ne vor omori cu pietre. Iar s-au tăcut ca un părere
barbarie. N-au mai zis nicio vorbă. Au rămas cei mai înțelepți oameni ai timpului, au rămas în fața Domnului Iisus. Pe deplin, pe deplin prăbușit. Domnul Iisus se descoperă ca surarilor, spartiilor, ca Fiul lui Dumnezeu și ca Mântuitor al lui. Ia patul, du-te acasă! Poate acasă erau copii care plângeau acolo de foame. Poate era o mamă care plângea tragedia copilului ei. Poate era o soție care se chinuia fără de soțul ei. Acolo acasă, poate erau soții disperate. Acolo acasă era jale, durere, chin și amărăciune. Zice Domnul Iisus, scoală-te, ia spatul, acasă să te duci. Acasă să te duci. Ce frumos! Cum Domnul Iisus trimite acasă de omul acela, de omul acela plin de suferință, plin de chin și plin de durere. Și zice, într-o loc în Sfânta Scriptură, zice, mă voi scula și mă voi scuze. Domnul Iisus îți zice, scoală-te din părăzirile tale! Scoală-te din păcatele tale, scoală-te, te-ai spundat până la gât și mergi mai departe, scoală-te! Zice, Fiul Risitor, mă voi scula și mă voi duce acasă. Dacă care zice în felul acesta, niciodată nu o să merg la Domnul Iisus, niciodată nu o să mă întorc la Dumnezeu. Conștiința, imediat, s-ar trezi într-un fel deosebit. Conștiința spune, nu trebuie, dar cea mai mare înșelăciune pentru viața omului este aici, că zice, da, mă voi scula, dar o leacă mai târziu, mă voi scula, dar nu chiar acum, nu chiar astăzi, să mai stau în păcate, să mai stau în părădurere. Da, Domnul Iisus zice, scoală-te acum. Da, dragii mei, este bine. Pentru acela care stă în îngrijorări mari, în frământări mari, îi zice Domnul Iisus, scoală-te, nu-i locul tău acolo, scoală-te. Da, uite-te la ciorile, care n-au magazin, nu lucrează, iar Dumnezeu îi rănește, cât mai depresie decât ciorile. Uite-te la crinii câmpului, nici ei nu lucrează, dar Dumnezeu are grijă. Nu te îngrijorezi la ziua de mâine, soțul tău bolnav, ziua de mâine, soția ta bolnavă sau copilul tău bolnav. Scoală-te de aici, nu-i locul tău aici. Da, laudă-L pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este plin de dragoste față de tine și vrea să-ți ierte toate păcatele tale. Ești împovărată, multe păcate, te apasă multe lucruri. Vino la mine, zice Domnul Iisus, scoală-te, vino la mine. Poate ești plin de nepasare. Zice, scoală-te și luminează. Scoală-te și primește lumina din partea lui Dumnezeu. Poate fi frică să vii la Domnul Iisus, că nu te va primi, nu te va lăsa. Zice Domnul Iisus, iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Da, oricine vine la mine, nu-l va izgoni, zice Domnul Iisus, nu-l va izgoni afară. Scoală-te, dragii mei, este porunca cea mai mare care o dă Domnul Iisus, acelui care prins în ceva facem, în ceva slăbiciuni, în ceva lucruri împlinicoase. Scoală-te, zice Domnul Iisus. Din cuvintele acestea pe care le zice Domnul Iisus, se întâmplă îndată, noi învățăm un lucru foarte mare. Că Domnul Iisus, într-adevăr, este Fiul lui Dumnezeu și este Mântuitorul lui. Dragii mei, nu se poate explica altfel apariția Evangheliei și a Domnului Iisus în mijlocul lumii, nu se poate explica decât că El este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul. Nu se poate explica altfel. Oricum ar încerca oamenii să le explice, că au scris în Evangheliile niște oameni necarturari, simpli, au scris ce au vrut. Nu, dragii mei, aici este o înțelepciune analizată atât de adâncă și atât de clară, atât de fervinte și de caldă, ca și pâinea lui Dumnezeu. Da. Și nu se poate, omul nu poate să-L înțeleagă cinstit pe Domnul Iisus, decât că El este acela care are puterea spre a vieții și spre a morții
El este Dumnezeu, El este acela care iartă păcatele. Domnul Iisus a apărut în plină civilizație greco-romană, când filozofia era cea mai mare a grecilor și a romanilor, vine Domnul Iisus. Filozofii se dau la o parte, încep să se pocăiască și ei, și avem filozofi mari, Iisus, Martir și alți filozofi care s-au pocăit de păcatele lor și au venit la Domnul Iisus. Dar nu se poate explica Domnul Iisus, decât capul Dumnezeu, tare, într-adevăr, ca acela care a venit să ierte. A venit Domnul Iisus pentru o singură cauză, să-ți ierte toate păcatele tale și toate fără de legile tale. Domnul Iisus a venit ca să te vadă curat și fără de pată, curat și fără de pată. Dar a venit cu un scop precis. Da, așa este. Dacă slăpanogul acesta ar fi trebuit el să vorbească ca curarilor, și fariseilor, el ar fi vrut să vorbească în felul acesta. Când s-a uitat la mine, mi-a zis, scoală-te, în clipa aceea, o putere a simțat în mine și m-am și scurat. În clipa aceea, ca și când niciodată n-am fost la mine. Da, așa este, dragii mei. Cu cât mai mult Domnul Iisus, care stă pe lemnul crucii pentru păcatele noastre, se roagă pentru noi, Tatăl, iartă-i că nu știu ce fac. Cu cât mai mult Domnul Iisus ne vorbește nouă și ar trebui să privim la dragostea Lui mare și minunată. Dar mai pun întrebarea, de ce Domnul Iisus, când a zis păcatele îți sunt iertate și după aceea a zis scoală de tu? De ce n-a zis întâi scoală-te și umblă și după aceea să zică păcatele sunt iertate? Dragii mei, ca să se apropie Dumnezeu de un om, ca să rezolve problemele, trebuie mai întâi să rezolve boala sufletului lui, să fie la o parte negura și păcat. Suntem negura și păcat. Dar la tine ne vezi în tine. Vezi la ce poate din casa ta să ajunge. Dar la tine de credință nu vezi? Domnul Iisus, ca să poată pune degetele Lui, mâna Lui străpunsă pe viața ta, să poate spăla păcatele tale, Domnul Iisus a trebuit să moară pe lemnul crucii și după aceea rezolvă păcatele sufletului, după aceea zice, da, scoală-te, ia-ți patul și du-te acasă. Când am văzut noroadele, minunea aceasta a Domnului Iisus, au zis, s-au înspăimântat, au slăvit pe Dumnezeu care a dat oamenilor o astfel de putere. Au slăvit pe Dumnezeu, când se uită oamenii din jur la viața ta, la viața ta curată, la viața ta a cărei păcate au fost împărțite, la viața ta în care trăiește Dumnezeu, se uită ei cum era în acestea păcute de Dumnezeu. Dacă nu se uită din urmare, înseamnă că mai este ceva care a trebuit mult la bun. Domnul Iisus îți spune, fiule, păcatele tale sunt iertate. Evanghelia credințează că om de un singur lucru se întoarce. Și atunci când a venit Domnul Iisus și de un lucru, s-a ispășit păcatele tale. Voi să primești vestea aceasta fericit de tine. Se predai lui Dumnezeu, ai iertare de păcate. Ați ascultat un mesaj biblic susținut de Marcu Nichifor.